Bună seara! Maradona a lovit cu piciorul un suporter. Starul argentinian s-a enervat cumplit pe un fan al echipei antrenate de el, Al Wasl, după ce acesta nu l-a lăsat pe Maradona să prindă un banner extrem de important pentru el. Diego Maradona a obținut prima victorie în calitatea de antrenor al formației Al Wasl. Echipa sa s-a impus cu 3-0 în fața lui United Emirates în Cupa Emiratelor Arabe Unite. După meci, Maradona a afișat un banner pentru mama lui, care este pe moarte. Un fan însă l-a împiedicat să-și ducă munca la bun sfârșit. Enervat pe suporter, Maradona l-a lovit cu piciorul. Starul argentinian i-a scris pe banner mamei sale, pe care o alintă Babu: Babu, sunt lângă tine, te iubesc! Un nou derby în Moldova. Dacia Mihăloș-Sidos este cel mai interesant meci al etapei a 10-a din Divizia Națională. Toate partidele etapei vor avea loc duminică, 25 septembrie. Pe lângă derbiul Dacia Mihăloș-Sidos, în etapa 10-a vor mai avea loc următoarele partide: FC Costuleni, Zimbru, Sfântul Gheorghe, FC Tiraspol, Iskra, Stal, CSC Rapid, Olimpia Nistru și Șerif, Academia UTM. După 9 etape, lider este Șerif cu 23 puncte, Dacia se clasează pe poziția a doua cu 3 puncte mai puțin, FC Tiraspol ocupă locul 3 cu 15 puncte, iar Zimbru și Mihăloș-Sidos împart locurile 4 și 5 cu câte 14 puncte fiecare. Pe ultimile poziții sunt Academia UTM și Olimpia cu câte 6 puncte și FC Costuleni cu 3 puncte. Echipa din cetatea Terna este fără victorie în Italia. AS Roma cu Luis Enrique pe bancă a remizat pe teren propriu cu AS Siena, scor 1-1 în ultimul meci din etapa a 4-a din Serie A. AC Siena a început mai bine și a ratat prima ocazie a partidei prin Brienza. AS Roma a dat replica în minutul 25 prin Osvaldo, care a deschis scorul. Siena a putut egala prin Calaio și Angelu, dar jucătorii oaspeților nu au reușit să perforeze poarta românului Lobonț, care a fost integralist. În mitanul secund, Siena a irosit alte 3 ocazii de gol prin Bolțone și Pablo González de 2 ori. Vitiello a egalat și a stabilit scorul final 1-1 în minutul 88. Ultima ocazie a partidei i-a aparținut Romei, care a ratat prin Osvaldo. Genoa este lider în Italia cu 7 puncte după 3 etape. AS Roma, AC Siena și AC Milan împart locurile 14, 15 și 16 cu câte 2 puncte fiecare, iar Internaționale este pe locul 18 cu doar un punct. Demențial! Dacă ai cap, nu-ți trebuie picioare! Chinezul Sung Si Jong a urcat doar cu capul 15 trepte și a intrat în cartea recordurilor Guinness. Este primul om care a reușit o astfel de performanță. Chinezul Sung Si Jong a urcat 15 trepte doar cu capul și a înregistrat recordul mondial în direct la o emisiune TV din Japonia.
Mourinho, așa cum nu l-ați văzut niciodată, este om, are sentimente, emoții și slăbiciuni. Antrenorul portughez al lui Real Madrid a dezvăluit pe cine îi admiră, cine este pe primul loc pentru el, familia sau fotbalul, de cine îi este frică și alte detalii din viața personală. You want to win, I want to win. Every kid in love with football doesn't want to be a referee, doesn't want to be a manager, wants to be a player. A player I could be, but an ordinary one, and if I want to be a special one, I should go in another direction and I choose the right one. Tehnicianul lui Real Madrid, Jose Mourinho, nu se teme de nimeni, cu excepția lui Dumnezeu. I fear. In football, I fear nothing and nobody. I fear the power of God. I try to be a man, which is for me being serious, being honest, being loyal, being the head of your family. I open myself a lot to my people. Players, they know me. They know me deeply. They know my feelings, they know my emotions, they know my targets, they know my challenges. And when they know that, and when I demand a lot from myself, I can demand a lot from them. Mourinho are două familii, a fotbalului și cea adevărată. Probably I am a two-faced man, publicly and my privacy. And my privacy is about my two families, my true family and my football family. Family before, football is second. Football is not the most important thing in my life. But I would say family, football, and after that, nothing else. Nothing else. My love is family and football. Antrenorul portughez are ca idol doi actori pe care îi admiră. I look at people like Sean Connery and Anthony Hopkins and this kind of man that in 20 years I will have the same age as they have. And I hope in 20 years time I can have the same style and the same profile they have in this moment in their 60s, 70s. Jose Mourinho, în vârsta de 48 de ani, a câștigat de două ori Liga Campionilor, Cupa UEFA, de două ori Campionatul Italiei, de două ori Campionatul Angliei și de două ori Campionatul Portugaliei. I always try to establish targets and difficult targets, so I think I compete with myself or against myself all the time. When you give a lot, you can demand a lot. When you did so many good things, people expect more and more. Working for many, many years and don't losing one single inch of my ambition. Explozie la rugby. A avut loc cea mai sexy elecție din istorie. Lumea sportului trăiește pentru rugby în aceste zile, în timpul campionatului mondial din Noua Zeelandă, iar pentru cei care nu știu regulile, a fost creat un clip fierbinte. The object of the game is that two teams, observing fair play according to the laws, should by carrying, passing, kicking and grounding the ball score as many points. After 80 minutes of play, the team with the most points wins. Rugby este un sport cu mingea, originar din Anglia. Numele jocului provine de la orașul englez omonim, locul unde s-au formalizat prima dată regulile acestui sport.